Vești bune pentru angajați. Valoarea unui tichet de masă ar putea crește de la 9 lei la 15 lei dacă propunerea va trece de plenul Camerei Deputaților. Amendamentul care prevede această creștere a fost adoptat de Comisia de Muncă și va ajunge în plen săptămâna viitoare. În forma inițială, proiectul care a fost adoptat de Senat prevedea o creștere a valorii tichetului de masă de la 9 lei la 13 lei. Inițiativa unor colegi de-ai noștri prin care se propunea posibilitatea de a se mări mai exact până la 13 lei, rămânând valoarea actuală în vigoare. Valoarea tichetelor a crescut grație unui amendament al deputatei Andreea Paul și care a fost adoptat marți de Comisia de Muncă. Astfel, valoarea tichetului a crescut la 15 lei. A fost un amendament al doamnei Andreea Paul, care a crescut valoarea la 15 lei. Am adoptat, mergem cu raportul săptămâna viitoare în plen. Amendamentul a fost adoptat în unanimitate, deși executivul nu susține acest proiect. Guvernul se opune tot timpul în perioade preelectorale unor astfel de măsuri, dar eu sper că nu are un impact decât benefic asupra bugetului țării, pentru că aceste etichete, la rândul lor, vor fi cheltuite în comerț, sunt purtătoare de TVA-uri, de venituri în plus la buget. Totuși, decizia de a crește valoarea etichetelor rămâne la latitudinea angajatorilor. Rămâne la latitudinea angajatorului dacă poate să păstreze valoarea actuală sau să o mărească până la 15 lei. Documentul care prevede majorarea etichetelor de masă va fi dezbătut săptămâna viitoare în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional.